Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, am făcut aici niște sirop pe care îl voi folosi cu uleiurile esențiale și cu ceva din nou lapte. Ceea ce nu prea folosesc, mă înțelegi? Avem aici, avem lapte. Lapte, tati. Da, băgăm în sirop, îl amestecăm. Vreau să precizez folosirea siropului. Trebuie să folosim 1 la 1, din care va rezulta, deci 1 kg de zahăr, 1 litru de apă, va rezulta 1 litru și 600 de ml de sirop. Și după această cantitate calculăm și uleiul esențial pe care îl punem. La mine a rezultat cam 5 litri și 400 de mililitri cu laptele adăugat și voi pune 50 de mililitri de ulei esențial. Iată așa arată siropul, alb. Amestecăm bine. Să nu fie cald siropul când băgați uleiurile esențiale, adică să aibă sub 38 de grade. Eu l-am lăsat să scadă la 30, aproximativ. Și cam asta este. Aici avem uleiul esențial. Așa arată el, e alb. Îl agitați un pic înainte de folosință, dacă doriți. Cine dorește să folosească. Și acum voi pune, deci aici avem lapte. Acum punem uleiul esențial. Deci 5 ml. 50 de mililitri, 10 mililitri per litru. Folosesc o astfel de siringă. Voi avea o siringă mai mare și voi proceda atunci altfel. Acum voi pune ulei esențial și băgăm la punguță și dăm la colo. Azi noapte am avut 7 minus 7 grade. Bun, deci ăsta va fi siropul pe care îl dau la albinuță. Numai bine, până data viitoare.